Bun venit la un nou curs de creație cu buruza creativă! Vom face astăzi această ramă drăguță, care este făcută din materiale neconvenționale, ce am găsit pe la bucătărie, ce am mai găsit pe acasă. Are și acest cleștișor în partea de sus care prinde poza. Ia uitați ce drăguță e! Cam așa ar trebui să arate. Da subscribe, apăsați pe clopoțel și o să primiți în fiecare sâmbătă câte un nou tutorial. Bun, haideți să vedem de ce fel de materiale vom avea nevoie. 4 paie de suc, așa mai groase. Lipici universal. 2 fâșii mai scurte de carton și 2 fâșii mai lungi de carton. O să găsiți jos detaliile. Niște creioane colorate, farfecă, confeti. Razele de soare, tăiate din carton sau din hârtie galbenă, de care aveți, un dop de la o sticlă de plastic galben, un cleștișor micuț pentru prins poza, 2 roți paste pentru mașinuță, 3 năsturei, așa, și o mașinuță, o formă de mașinuță. Bun, haide să începem. Avem aceste fâșii de carton și o să le lipim, dar nu într-un mod normal, să zicem așa, o să le lipim în spirală. Da, așa că de fiecare dată o să lipim pe deasupra, pe următorul carton. Bun, deci cam așa ar trebui să arate. Așa, așteptăm să se lipească bine sau puteți să le capsați. Îndoim aceste paie de suc. Da, și apoi o să le tăiem la capătul acesta mic. Bun. Și o să le înfingem unele în altele. Așa. O să vedeți că forma pe care o obținem este pătrată, da? Așa că va trebui să scurtăm 2 dintre aceste paie. Și acum le băgăm iarăși unele în alte. Va trebui acum să potrivim paiele, da? Le mai lungiți sau le mai scurtați în funcție de cât de mare este rama. Așa. Și le lipim pe margine. Bun. Haideți să lipim acest dop pe care o să-l transformăm noi într-un soare. Așa. Bun. Și o să prindem aici un cârliguț mai micuț, da, care spuneam că o să prindă fotografia. Lipim și mașinuța și în loc de fum o să scoată parfum de curcubeu, da, pe care să-l realizăm noi din aceste bulinuțe. Ia uitați ce drăguț, copiii au fost foarte încântați la grădii. Bun. Le lipim bine. Atenție să nu vi se lipească de degețele dacă băgați mâna în lipici. Bun, apoi o să scuturăm ca să înlăturăm excesul. Așa, și o să lipim acum cei 3 nasturi pe care o să-i transformăm în ce vrem noi. Eu am ales să-i transform în floricele. Și o să mai fac un gândăcel din celălalt. Dacă aveți năsturei roșii, puteți să faceți buburuțe. Bun, o să facem și o libelulă și mașinuța, să desenăm pe ea gemulețele. Colorăm și floricelele și puteți să mai colorați ce vreți voi. Puteți să mai faceți păsări sau un peisaj în spate sau puteți să vă desenați pe voi. Cam așa ar trebui să arate în mare. Așa că aștept să-mi trimiteți pe Facebook și ideile voastre. Uite, copiii au desenat la grădiniță și o față zâmbitoare, așa că mi-au dat și mie o idee. Bun, cam așa ar trebui să arate. Vă mulțumesc tare mult că mă urmăriți și nu uitați un like, un share și un subscribe. Ne vedem sâmbăta viitoare! Pe curând!